Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip pe Photoshop.ro. Eu sunt Cosmin, iar în acest videoclip vom face unboxing-ul ventilatorului Cooler Master Silencio FP120 versiunea PWM. Ventilatorul acesta este un ventilator de carcasă pe care l-am cumpărat pentru că acea a mea carcasă Fentex N2 Pro M nu vine cu un ventilator de intake și aveam nevoie pentru a asigura un flux de aer constant și destul de bun. Acest ventilator este unul silențios, putând rula de la 800 până la 1400 de rotații pe minut, la un nivel de zgomot de 6,5 până la 14 decibeli, fiind optimizat pentru presiune statică și recomandat pentru PC-urile silențioase. Ce înseamnă că este recomandat sau optimizat pentru presiune statică? Înseamnă că puteți să-l folosiți și în montarea pe radiatoare când aveți nevoie ca ventilatorul să împingă mult aer într-o zonă destul de închisă. De exemplu, dacă aveți în față carcasa sau cage-ul pentru harduri, aveți nevoie de un ventilator care să împingă mai mult aer într-o zonă mai închisă. Din punctul meu de vedere, ventilatorul este foarte bun și pentru fluxul de aer mai mare, pentru un flux optimizat, ținând cont că la nivelul părții din fața a carcasei mele nu am nimic montat. Bun, vom face unboxing-ul, iar mai apoi vom vedea cum se montează acest ventilator pe carcasă și cum se conectează la placa de bază. Pentru că avem funcția PWM, putem să-l conectăm la placa de bază pentru a optimiza viteza de rotație și pentru a putea să creăm un echilibru între fluxul de aer intrat în carcasă și nivelul de zgomot pe care acesta îl emană, cum s-ar spune, îl determină. Bun, hai să facem mai întâi unboxing-ul acestui ventilator, să vedem ce se găsește înăuntru, iar mai apoi vom vedea, vom schimba unghiul camerei și vom vedea cum îl montăm. Cutia este destul de simplă, este totuși calitativă, este o cutie plastifiată, este destul de greu ventilatorul, m-aș putea să fie mult mai ușor. Pe față am văzut deja ce avem, pe laterale avem modelul și adresa Cooler Master Europa, Asia, China și America de Nord. Pe spate avem câteva detalii despre acest ventilator, exclusiv loop dynamic bearing, deci acesta este tipul de rulmenți, cum ar veni pentru acest ventilator. Este dust proof și IP6X resistant și ne asigură că avem 160.000 de ore de folosire în continuu. Ne spune că este silențios, ultra low noise, minimal vibration și smart fan engine provides gem protection and is completely polarity proof. Adică putem să ne încărcăm electrostatic și nu pățește nimic acest ventilator. Mai jos avem schema care ne explică cum funcționează toată treaba cu bobinele și cu uleiul care se reciclează și tot mecanismul care acționează ventilatorul. Iar mai apoi jos avem câteva specificații, de la dimensiunile de 120 de mm, la viteza de 800 până la 1400 RPM plus minus 10%, airflow-ul care este de 16,4 până la 44 de CFM plus minus 10% evident, air pressure-ul este de 0,47 până la 1,69 mm coloană de mercur, ceea ce, cum ziceam, face bun pentru ca un ventilator de static pressure. Avem conectorul pe 4 pini, exact pentru PWM, pentru a putea să modificăm viteza în BIOS. Consumul de putere este 0,36, greutatea este de 158 de grame și ca accesorii primim 4 șurbele și 4 șuruburi din cauciuc antivibrații pe care le vom folosi. Oricum vom vorbi despre montaj în capitolul montaj. Hai acum să desfacem această cutie și să vedem ce găsim înăuntru. Cel mai important, vedeți aici, avem 5 ani garanție față de restul ventilatoarelor care au 2-3 ani. Avem aici un mic sigiliu pe care îl voi rupe cu aceeași șurubelniță de unboxing pentru că nu avem acum la îndemână un cuțit. Desfacem cutiuța și încercăm să vedem cum scoatem acest ventilator. Înăuntru cutiei
Nu mai avem nimic, așa că putem să aruncăm cutia. Și avem aici ventilatorul. Avem un ventilator negru simplu. Nu am vrut un ventilator cu LED-uri pentru că am vrut să-mi păstrez carcasa destul de simplă, fără prea multe luminițe. Dacă voi vrea, voi adăuga LED-uri separat. Avem un ventilator simplu. Pe margini nu avem... Ba da, avem aici. Avem aici săgețelele care ne arată încotro se rotește ventilatorul și cum merge fluxul de aer. Merge din partea asta și este spre partea asta, ceea ce este foarte bine de știut. Oricum, ne uitam după zona motorașului și ne dădeam seama. Avem un cablu sleeved, negru, simplu, frumos, cu un conector cu 4 pini. Și cam atâta. Iar în cutiuță mai avem 4 șurubele negre și 4 fel de șurubele din cauciuc, nu știu cum se spune în română, aceste chestiuțe din cauciuc care prind ventilatorul și asigură un nivel scăzut de vibrații și de zgomot. Bun, cam atâta se găsește în cutiuță. Acesta este ventilatorul, este un ventilator destul de greu și calitativ, avem niște lamele nu foarte înclinate, dar nici foarte ridicate, astfel încât avem o optimizare între fluxul de aer și presiune statică. Și cam atâta. Vom vedea mai încolo cum se comportă și ce nivel de zgomot avem, dar mai întâi hai să-l montăm pe carcasă. Ok, iar acum după ce am scos capacul carcasei și avem zona de aerisire din față goală, putem să vedem unde vrem să montăm acest ventilator. Așa că voi lua ventilatorul și voi vrea să văd unde pot exact să-l pun. Pot să-l pun pe mijloc aici, pot să-l pun sus sau pot să-l pun jos. M-am gândit să-l pun sus la nivelul acesta fix la mijloc pentru a oferi un flux de aer din partea aceasta către placa video și placa de rețea, mai departe către exteriorul carcasei prin spate. Așa că mă voi uita la acest ventilator, mă voi uita pe laterale unde am văzut semnele de direcția aerului și voi vedea că aerul intră din partea de sus și coboară pe aici. Deci vreau să intre, iar mai apoi să iasă, să intre de fapt în carcasă. Deci va veni ceva de genul acesta, coolerul. Bine, poate putem să-l punem și așa, putem să-l punem oricum, numai să avem un cable management bun, frumos și de calitate. Bun, după ce am stabilit cum vrem să punem ventilatorul, îl voi pune un pic în laterală. Avem două tipuri de prinderi. Avem prinderile prin aceste șurubele din cauciuc și avem prinderile prin șuruburile de metal clasice. Dacă nu primiți acest fel de șuruburi de cauciuc la alte ventilatoare, puteți să folosiți aceste șurubele, dar din păcate aceste șurubele vor transmite niște vibrații de la ventilator către carcasă și vor fi un pic mai zgomotoase ventilatoarele. De aceea voi folosi astăzi acest tip de șurubele din cauciuc și vă voi arăta exact cum se montează. Din fericire, inițial m-am înșelat și nu trebuie să trag mai întâi șurubelele prin carcasă, ci pur și simplu le-am prins de ventilator și am aici gap-ul pe care vi l-am arătat mai devreme, pe care îl voi folosi ca să prind ventilatorul în această zonă și voi vrea pur și simplu, deci nu aici, ci aici sus să fie cam așa. Voi lua aceste rubber grommets-uri sau șurubele din cauciuc și voi încerca să le trag prin cealaltă parte ca să pot să fixez acest ventilator măcar în partea de sus până mă voi hotărâ cum facem pe partea de jos. Bum și gata, am montat și ventilatorul, vedeți că am tras aici aceste mici capete de cauciuc. Ventilatorul nu stă foarte bine, se mișcă, dar fiind pe cauciuc, mișcarea nu va crea vibrații. Chiar dacă se mișcă un pic, îl voi ține la o rotație pe minut mai mică pentru a nu crea mișcări prea mari. Va fi un compromis între nivelul de zgomot și fluxul de aer, dar ținând cont că până acum sistemul meu a funcționat la temperaturi foarte ok fără acest ventilator, nu cred că va fi o problemă dacă voi scădea un pic din acest flux de aer. Bun, am conectat ventilatorul la placa de bază prin conectorul de 4 pini. Urmează să intru în BIOS să setez
viteza de rulare și mai departe să vedem dacă mai avem vreo problemă, dar din păcate, neavând o aplicație bună de măsurat zgomotul, va trebui să mă bazez pe specificațiile producătorului. Sper că v-a plăcut acest videoclip, sper că ați văzut cum se instalează un ventilator, cum arată acest ventilator. Vă voi lăsa în comentarii și pe pagina de Facebook părerea mea despre acest ventilator peste câteva zile, să vedem dacă merită cumpărat și dacă merită banii pe care îi dați. Linkurile către magazinele care distribuie acest ventilator le găsiți în descriere, PC Garage și EMAG vor fi mai mult ca sigur și de asemenea specificațiile tehnice le veți găsi în descriere alături de pagina de Facebook și celelalte rețele sociale. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like, să lăsați un comentariu dacă vreți să vedeți și alte videoclipuri pe acest canal, abonați-vă dacă vreți să vedeți videoclipuri noi în newsfeed-ul vostru și până la un nou videoclip, eu sunt Cosmin, rămâneți cu bine, salut!